Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ești, n-ai nimic? Deci bă, n-am nimic, am pregătit un număr așa mai special. Nu spune, de magie înseamnă. Nu de magie, am pregătit un număr de dresaj, că m-am gândit că na, să mai încerc și altceva. Nu păi doar, și pe cine să dresezi dacă ești singur pe canapea? Păi nu, că e acolo, am un prieten acolo, o să-l chem acum. Uite să vezi că îl vine, stai să vezi că e foarte dresat. Să vede acum. Rex, hai! Hai mă, vină încoace! Da, e dresat, vine, da, vine. E un ventrilocu... Hai. Da. Nu, că m-am apucat Rex? Și chiar îmi iese bine, să știi. Rex! Hai mă! Stai că mă duc eu să Rex! Cred că are emoții, stai să le uiți. Hai mă, hai vină încoace. Hai mă, vină încoace. Dai, te rog, termină cu prostia asta. Hai că suntem în direct aici, termină cu prostia asta. Băi, dar e dresat, nu așa. Te ascultă, te ascultă. Da, ăsta nu vorbește. Ăsta nu vorbește. Latră ca nea Alecu, dă-mi voie să spun. Termină. Ăsta e nouă număr de... Da, e un prieten. E un număr de dresaj, zic eu. E un număr de dresaj. Să facă foarte multe lucruri. Am înțeles. Ia, uite, dacă ești ventriloc și ai un câine, cum faci? Ia să mă pe mine să vorbesc, că trebuie nu știi să vorbești. Gata. El e Răzvan. Nu lătra la Răzvan. Bine, uite și ce, știi să numere. Foarte, dacă fac, de exemplu, dacă arăt două degete, latră de două ori, dacă arăt trei degete, latră de trei ori, știi exact câte... Serios? Serios, uite, să vezi, ia. Ia. Uite-te aici, mă. Băi, uite-te, mă, aici. Ce faci, nu latră? Nu. Păi, mamă, ce m-am speriat când a început să vorbească calul, știi? Păi, cu tot cacofonie. De ce nu latră? Păi nu vreau, băi. Uite, deci ai latră de două ori, latră. Păi n-am chef. Te rog eu, latră că trebuie să arătăm oamenilor că știm să numărăm. Păi eu nu știu să număr. Bine că știi să vorbești. Da, e un câine special care a venit din America. Din America l-ai luat, am înțeles. Ia zi, te bucuri că ai venit în România? Nu știe să numere, dar poate să... Spune-i lui Răzvan, te bucuri că ai venit în România? Te bucuri, mă? Nu mă bucur. Ajuns în China. Acolo, da, e mai periculos pentru tine. E periculos pentru că ții. Ia, uite, hai să le mai să mai să te știi să cânt, știu. Nu știu. Ei, nu știi să cânt. Hai, cântă. Nu vreau. De ce nu vrei să cânti? Când mă atucă plânsul. De ce plângi când cânti? Pentru că cânt prost. Băi, și eu cânt prost, dar nu mă apucă plânsul. Îi apucă pe alții. Uite, serios, hai să mai vorbim cu oamenii. Ia spune, ce vrei tu să te faci, că el acum e pui. Pui, pui. Puiuțe, puiuțe. Gata, lasă-l. Ce vrei tu să te faci când o să fii mare? Vreau să mă fac parlamentar. Parlamentar? Să că nu înțeleg de ce. Păi acolo e un ciolan de ros. Corect, e un os de ros, am înțeles. Da, face foarte multe lucruri. Lasă am și învățat blană, repede cum se treabă la da. România, chiar dacă e din America. Da, îi schimbă blana, acum trece la blana. Da, da, trece, că se crească blana de adult, nu știu. Am înțeles. Să nu te mai lingi atâta. Da, face foarte multe lucruri, se toată ziua asta pe perna mea. Da? Dar nu-i perna ta. Adică nu-i... Dormi pe perna mea. Da, nu. Baia mea. Da, nu-i a ta. Baia mea. Da, nu-i a ta. Ea mea. Serios? Ai marcat-o? N-am marcat-o. Eu da. Da, hai să vedem. Ce să-i mai spunem lui Dani? Ce vrei să-i mai spunem? Nu vreau să-i mai zic nimic. Dar ar trebui să spui mai întâi și tu. Te n-ai spus deloc bună ziua. Vrei să spui bună ziua? Nu, sunt din așa. Nu, serios, gata. Hai să le... Fii un câine educat. Hai, vezi de ce. Bubico! Bubico! Stai liniște. Bebea, ce-ai mânuși. Ce ai venit să faci? Am venit să mă adopte Flavia. Flavia, nu vrei un cățeluș? Nu vrei? Întâmplarea face că da, chiar asta caut. Oh! Hai că nu-i gata, terminul, stai aici. Mie că trebuie să le iei cu tot cu stăpân pe ăsta. Aici. Da, din păcate, singur nu poate să vorbească. Știi că fără mine nu vorbești. Da, știi că fără mine nu mănânci. Da, cam ăsta e prietenul meu cu care... Unde mergi în spectacole cu el? Acum o să am spectacole la Brăila, la Galați, pe 16 și pe 17 iulie, pentru adulți în baruri. E foarte bine, că azi e 21, cred că au pierdut oamenii. Pardon, da. 16-17 august. A, am înțeles. La neața se mai întâmplă, știi, să anunțăm evenimentele ce au trecut. Da, nu, anunț acum că vine și mai am pe la Țăndărică, prin septembrie, pentru copii. Lucruri pentru copii, deși și cei mari se bucură. Da, am variante pentru adulți, pentru copii, nunți, botezuri, corporate și așa mai departe. Să-i mulțumim prietenului nostru Eduard Andrei pentru acest număr de antropomorfizare.
Să-l găsiți pe Facebook pe ventrilocul Eduard Sandu, ventrilocul Eduard Sandu, și să vă bucurați de spectacolele lui, dacă îl prindeți prin țară sau prin